Salut, eu sunt Mihai, iar darul meu este revizia de film. Encanto, o animație / musical marca Disney apărută în 2021. Un adevărat hit când vine vorba de încasări, acesta a primit 250 de milioane de dolari având un buget de doar 50 de milioane de dolari. Vocea personajului principal a fost interpretată de Stephanie Beatrice, iar această producție are doi regizori, Jared Bush și Byron Howard. Dar fără alte introduceri, să intrăm în siesta asta. Filmul ăsta e animație. Adică n-apar actori care să joace în el, știți, nu? Așa și? Adică ce aș putea să vorbesc despre voce? Da, e bună, se aude. Acum, serios vorbind, toate replicile sunt on point și se aud foarte bine și sunt în concordanță cu ceea ce se vede. Și pe lângă asta, cântecele sunt atât de mișto că te fac să-ți pui un sombrero pe cap, să iei o sticlă de tequila în mână și să dai mare fiesta. Nota mea pentru filmul ăsta este 8. Hai să ne încântăm puțin cu acest film. Ok. Totul este foarte cute, cum am fost obișnuiți până acum de la cei care o să controleze curând toată piața cinematografică și anume Disney. Când vine vorba de animație, ei n-au competiție. Fac exact ce vor și fac foarte bine. Whatever, I do what I want. Acting-ul e on point, ilustrația e perfectă și cântecele sunt foarte bine gândite și catchy. Filmul ăsta are de fapt doi regizori. Unul dintre ei este Byron Howard, care a făcut și filme precum Bolt, Zootopia și Tangled, și Jared Bush, care a participat la filme precum Moana și Zootopia. Stilul în care e făcut animația, tot vibe-ul filmului, perioada și personajele sunt pur și simplu alese la perfecție. Producția a luat Oscarul pentru cel mai bun film de animație. Nota mea pentru film este 9.50. Mulțumim că ai rămas cu noi și hai să intrăm în puțină teorie muzicală. Cuvântul madrigal este un termen muzical care se referă la o melodie în care interpreții își cântă părțile individuale în același timp. Un exemplu concret este cântecul Nu vorbim despre Bruno. Disney a dat lovitura din nou. Walt cred că zâmbește de acolo de sus și spune bravo mă băieți. Deși filmul este învelit într-un ambalaj frumos de poveste de copii, acesta este mult mai pătrunzător de atât. Aduce în discuție subiecte pe care toți părinții ar trebui să le aibă cu copiii lor. În film este vorba de familia Madrigal, care are daruri, cum le spun ei, sau puteri magice. Toți au primit de la o forță magică numită Encanto, puteri precum premoniții, vorbituri cu animalele, creșterea florilor și multe altele. Mirabel, cea mai mică fiică a familiei, nu a primit nimic de la Encanto. Nasol, știu. Și de asta există numite distanțarea familiei față de ea. Într-o zi, Mirabela află că Encanto, forța care le-a dăruit puterile, este în pericol și doar ea este în stare să o salveze. Urmărim astfel călătoria ei și obstacolele pe care aceasta le întâmpină. Nu am cum să dau o notă mai mică de 10, este genial filmul. Cu toate că lucrurile se petrec într-o agitație continuă, atunci când ai un moment de respiro, poți observa multe detalii, cum ar fi broderia de pe fuste sau textura părului fiecărui personaj. Lumina folosită surprinde foarte bine schimbările de ton și de pește. Lumina folosită surprinde foarte bine schimbarea de atmosferă și de dispoziție. Partea vizuală are capacitatea de a surprinde emoția fiecărui personaj, iar aici ajută și muzica. Germanie, Franco. Oh my god. Oh my god. Am găsit. Ascultă Jill Hopkins. Oule, reclamă. Germaine Franco. Ce nume ușor ăsta, frate? N-ai cu Germaine. Băi, Elena, fătărește. Germaine Franco surprinde prin muzica lui atmosfera din familia Madrigal. Germaine Franco surprinde foarte bine atmosfera din familia Madrigal. Apar 20 de cântece care combină mai multe genuri muzicale, cum ar fi salsa, bachata și hip-hop. Toate acestea cântate la instrumente populare tradiționale din Columbia. Nota mea este 10. Acum că am ajuns la sfârșitul siestei, media filmului este de 9. Dar rămâi cu noi pentru că avem rubrica Marup Ma Frânt, în care îți vom spune ce ne-a dăruit și ce nu ne-a dăruit acest film.
M-a rupt melodia aia cu Madrigal. M-a rupt personajul Bruno, sau mă rog, cel despre care nu vorbește nimeni, pentru că cam aduce aminte de toată copilăria mea. M-a rupt tot filmul, dar în special melodiile care au rămas cu mine și le pretonam. Even talk about Bruno, no, no. M-a rupt tot filmul, cred că am plâns de vreo 3 sau 4 ori. Dacă ați dat și voi mai multe like-uri și share-uri, poate aș avea bani și eu de terapie, da? Bine. Stop it. Get some help. Îți mulțumim frumos că ai rămas cu noi în siesta asta și dacă ți-a plăcut, oferă-ne un dar sub forma unui like, share sau subscribe și dacă ai cumva vreun film pe care vrei să-l băgăm în revizie, lasă-l în comentarii să ne certăm pe note.